Dăruiește naturii din energia ta. Acesta este mesajul din acest an al campaniei Ora Pământului, cel mai mare eveniment de mediu din istorie. În loc să consume energie acasă, românii sunt îndemnați să ofere din propria energie în aer liber, să stingă luminile și să iasă la o alergare nocturnă, o plimbare cu bicicleta sau o plimbare simbolică prin oraș, împreună cu prietenii, vecinii, familia sau colegii. 7,000 cities taking turns to switch off their lights. Hong Kong, Sydney, Beijing, Taipei, Jakarta, Hanoi, everywhere. Conceptul Ora Pământului nu este străin municipiului Giurgiu, care va participa și în acest an prin stingerea luminilor din interiorul și exteriorul clădirilor mai multor instituții. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Orașul nostru se implică însă prea puțin în comparație cu alte localități din țară cu o populație asemănătoare sau chiar mai mică. De pildă, în Călăraș, Roman sau Roșiorii de Vede, exceptând stingerea luminilor, locuitorii vor participa la crosuri, spectacole, lansări de lampioane și expoziții. Lăsând la o parte acest aspect, giurgiuvenii sunt invitați să sărbătorească planeta noastră sâmbătă în intervalul orar 20:30-21:30 prin stingerea tuturor luminilor din casă.